Bună și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi vreau să vorbim despre unul dintre simptomele, de fapt despre două dintre simptomele care apar atunci când suferi de boala Hashimoto. Și nu numai, pentru că mulți dintre oameni se confruntă cu aceste simptome fiind legate de această boală sau legate de alte boli sau pur și simplu de sine stătătoare, pentru că reprezintă în sine o afecțiune. Și vreau să vorbim despre anxietate și despre atacurile de panică. Mulți dintre oameni le confundă, mulți consideră că atacurile de anxietate sunt același lucru cu atacurile de panică. Și este o confuzie pe care și eu o făceam înainte, nu cunoșteam neapărat diferența și cumva sunt legate între ele, au legătură, merg în strânsă legătură. Cumva anxietatea este sămânța, iar atacul de panică este floarea, ceea ce primim în urma multor atacuri de anxietate. Sunt legate, dar nu sunt același lucru. Și vreau să vorbim întâi despre această diferență. Atacurile de anxietate sau anxietatea pur și simplu sunt acele frici pe care noi le facem să fie mult mai mari, pe care le vedem cumva printr-o lupă. Ca de exemplu, dacă copilul nostru pleacă afară pentru 2 ore, începem să ne facem tot felul de gânduri, că dacă îi se întâmplă ceva, oare de ce nu răspunde la telefon, de ce a întârziat 5 minute, dacă a trecut printr-un accident, dacă l-a furat cineva, dacă, în fine. Atunci când mintea noastră efectiv începe să o ia razna și să vadă doar răul și să-și facă cele mai rele scenarii. Și par cumva scăpate sub control și facem acest lucru legat de foarte multe lucruri și foarte multe aspecte din viața noastră. Și le legăm de foarte multe situații și cumva, pe măsură ce timpul trece, cumva acaparează toată viața noastră și devenim foarte anxioși pe foarte multe planuri, în așa fel încât nu mai putem să ducem o viață normală. Și toate aceste lucruri culmină într-un atac de panică. Dar atacul de panică este diferit de cel de anxietate, în sensul că nu este legat de un anumit aspect. Nu este logic, nu poți să legi de ceva anume, că ți-e frică de asta și de asta te-ai panicat. Nu. Este un moment în care corpul tău intră în panică ca în momentul în care ceva te-a speriat enorm și ai pierdut controlul asupra lui și nu mai știi cum să te controlezi. Pentru că începe prin a fi, simți o frică, un moment în care, ca și cum un monstru a apărut în momentul ăsta în fața ta. Începi să simți o frică enormă legată de n-ai idee despre ce, pulsul tău o ia razna, respirația ta o ia razna, nu mai poți să respiri normal, nu mai poți să te porți normal. Sunt oameni care efectiv se pun într-un colț și efectiv nu mai știu cum să reacționeze. Pentru că senzația este similară cu cea când faci atac de cord. Asta este senzația pe care o ai de fapt și este destul de greu de gestionat și ideal ar fi să încercăm să nu ajungem la acele momente. Eu am ajuns de foarte multe ori în viața mea și mi-a fost foarte greu să le gestionez pentru că atacurile acestea de panică apar în momente în care nu se întâmplă nimic neapărat. Sunt momente în care sunete foarte puternice le pot declanșa, mie mi s-a întâmplat de câteva ori asta, sau pur și simplu un moment în care corpul tău zice off, ca să zic așa, nu știu cum să zic. Se pot întâmpla oricând, în orice moment al zilei și dacă încerci să le controlezi, există maniere prin care poți controla acele senzații, dar cumva până la urmă tot vei exploda, trebuie să nu le suprimi cumva, este destul de complicat și ideal este să ceri ajutor. Dar există lucruri care te pot ajuta să nu ajungi în situația de a avea atacuri de panică și asta o poți face doar controlând cât de cât felul în care reacționezi la anxietate. Nu poți să spui că poți să le elimini total din viața ta pentru că nu cred că este posibil cu această boală, cel puțin nu cred că poți să scapi total de ele, vor exista perioade în care îți va fi mai greu și perioade în care îți va fi mai ușor, perioade în care vei simți că ai recăpătat cât de cât controlul asupra situației, dar din experiența mea, este ceva cu care va trebui să te obișnuiești, ceva cu care va trebui să trăiești toată viața și există momente în această boală, indiferent cât de mult încerci să faci totul perfect și totul să meargă ok, sunt prea mulți factori care influențează această boală ca să poți să zici că nu vor exista perioade în care te vei simți mai rău sau perioade în care unele dintre simptomele trecute de care credeai că ai trecut vor reveni. Și vom vorbi în vlogurile viitoare puțin mai mult legat de acest aspect, pentru că sunt anumite lucruri care ajută. Și faptul că știi la ce să urmărești și de ce anume să te ferești, te poate ajuta să gestionezi o astfel de situație. În cazul anxietății, știu că am vorbit foarte mult în blogurile trecute despre dietă, dar dieta este unul dintre lucrurile care ajută pe lângă alimentație foarte mult. Pentru că veți vedea, dacă când veți fi diagnosticați cu astfel de boală, că vi se va da un tratament care suplinește hormonii pe care glanda ta nu îi mai produce. Și asta este ok, pentru că ai nevoie de ei, nu poți fără, pentru că corpul tău nu va mai funcționa normal și este unul dintre lucrurile care este necesar atunci când suferi de această boală. Dar în logica mea, eu stau și mă gândesc acum așa, ok,
Glanda mea este atacată de sistemul meu imunitar și atunci nu mai poate să producă hormonii de care are nevoie și atunci îi dăm în manieră artificială prin medicație. Dar ce se întâmplă cu faptul că totuși corpul meu atacă continuu glanda tiroidă? Asta nu se oprește, tratamentul acesta nu oprește acest proces. Corpul meu, sistemul meu imunitar este bazat, este concentrat pe asta, să atace glanda tiroidă. Asta este ce ocupă cel mai mult timp, ca să zicem așa, și asta ne face foarte sensibili la toate celelalte infecții din viața noastră, pentru că sistemul nostru imunitar nu poate să mai facă față la tot. Și atunci, din punctul meu de vedere, cred că aici intervine problema. După logica mea, pur și simplu, asta cred că este motivul faptului pentru care am ajuns să am intoleranțele pe care am ajuns să le am, să am atât de multe probleme, cu toate că aveam o medicație corectă, pentru că eu nu m-am abătut de la medicație niciodată. Și cred că dieta este unul dintre lucrurile care ajută cel mai mult, și asta o zic din proprie experiență, pentru că în momentul în care am aflat tot ce aveam nevoie să știu și am învățat exact cum pot să mă feresc de anumite lucruri și să-mi ajut corpul să fie cât mai sănătos, să-l duc cumva, nu știu cum să explic, în momentul în care baci foarte multe lucruri în corpul tău, care generează inflamație și dacă ai fi sănătos, în momentul în care mai suferi și de o boală ca aceasta și îți mai terorizezi corpul și pe partea asta, este efectiv imposibil să duci o viață normală sau să te simți sănătos oricâte medicamente ai lua. Și atunci trebuie să-l ajut și pe partea asta ca să fie cumva măcar într-o linie neutră, ca să zicem așa, pentru că perfect nu cred că se poate. Pentru că corpul tău, indiferent ce îi face, sistemul tău imunitar, 24 din 24, asta este ce face. Încearcă să atace glanda pentru că crede că este un corp străin. Și atunci cred că singura modalitate să reușim să ținem cât de cât controlul asupra situației este să încercăm să-l ajutăm din toate părțile. Și alimentația, eu am observat că este unul dintre lucrurile care, de la care atunci când mă abat, pentru că este greu, este foarte, foarte greu, ai zile câteodată prea ocupate și nu ai timp să te ocupi exact de alimentația ta, sau poate te duci la cumpărături, nu ai la îndemână ceva ce ai putea să mănânci neapărat, sau poate ieși în oraș, sau mergi în vacanță, sau indiferent care este motivul, te vei mai abate din când în când de la această alimentație. Din păcate, asta este realitatea. Și în momentul în care faci asta, trebuie să fii pregătit cu faptul că anumite lucruri se vor schimba. În primul rând, se schimbă pe piele. Eu am făcut asta recent. Instant. Instant. A doua zi, pielea nu mai e așa. Am ținut încă foarte, foarte mult timp. Am fost foarte atentă la ce am mâncat și am avut grijă de pielea mea. Și pe baza pielei am să fac un vlog separat, pentru că sunt foarte multe chestii care sunt de știut în cazul în care suferi de o boală de genul acesta. Dar ideea este că aveam o piele în sfârșit luminoasă, mai aveam câteva cicatrici de la vechile coșuri pe care le aveam, dar se dispăreau. A fost suficient o singură abatere și a doua zi ne-am trezit, ne-am întors de unde am plecat. Așa că eu am observat că merge în strânsă legătură alimentația și cu anxietatea. Eu sunt o persoană anxioasă de felul meu. Ăsta este felul meu. Așa este și mama mea, asta am preluat de la ea, cred că este ceva normal. Anumite persoane sunt pur și simplu așa, indiferent că ea este anxioasă pe tot, absolut tot, eu am anumite lucruri care îmi induc această stare. Ideea este că eu am suferit de această anxietate foarte mult și de atacuri de panică și a fost ceva ce am reușit în ultima vreme să depășesc. Și am observat de-a lungul timpului că alimentația merge mână în mână cu asta. În momentul în care alimentația mea este una curată și mă ocup și de partea cu sportul în viața mea și este un cumul de lucruri, în momentul în care chiar și numai unul dintre lucrurile acestea nu mai fac la fel, anxietatea începe să reapară în viața mea. Chit că nu dispare cu totul niciodată, dar pot cât de cât să o țin sub control și nu mi-acaparează toată viața. Dar în momentul în care nu sunt atentă la ceva, lucrurile încep să se agraveze. Și am observat că merg și probabil chimii vorbind în corpul tău, nu atâta legat de piele, de frumusețe și alte lucruri, chimii vorbind în corpul tău, acest dezechilibru tinde să pare un lucru mic, am mâncat ceva, să fie ok. Dar când trece prin sistemul tău digestiv și nu mai primești nutrienții de care ai nevoie și primești alte lucruri care inflamează corpul, face ca atacul pe care pe care sistemul tău imunitar îl face asupra glandei tale, să-l facă asupra și altor compuși din mâncare și vorbind de o inflamație majoră. Așa că cât de mic pare lucrul ăla, trebuie încercat să-l evităm. Și dacă știm că am greșit cu ceva, să fim pregătiți pentru aceste atacuri de anxietate și să încercăm să le controlăm, dar nu în sensul să le ignorăm. Să încercăm să găsim acel mod de a ne, să scoatem răul, ca să zic așa, să ne putem relaxa, să încercăm să ne detoxifiem mintea, să le luăm în seamă, să nu încercăm să le ignorăm, pentru că se vor acumula și vor genera un atac de panică în final.
Un lucru care am observat că ajută foarte mult în cazul acesta este meditația. Și acum nu vorbesc despre meditația în care stai 7 ore și încerci să nu te gândești la nimic, pentru că practic despre asta este vorba, meditație, pentru că acest lucru, dacă ai copii sau muncești și ai și copii, și indiferent ce complicație există în viața ta, poate fi imposibil. Hai să fim serioși. Eu nu cred că pot să găsesc un moment în zi în care să pot să stau într-un loc nici un sfert de oră în care să nu mă gândesc la absolut nimic și să fie complet liniște. Dar putem să adaptăm această meditație la un scenariu care poate să existe în viața noastră. În cazul meu este momentul în care fac o baie în cadă. Este, cum să zic eu, locul meu fericit. Este ceea ce eu aleg să fac atunci când simt nevoia să mă destresez. Asta fac încă de când eram adolescentă. Este pur și simplu ceea ce mă relaxează pe mine. Apă caldă și cât de cât liniște, ca să zicem așa. În cazul în care vorbim despre meditație, poți alege un moment din acesta și să încerci să-l transformi într-o fază de meditație cât mai aproape de realitate posibil. În sensul că meditația, până la urmă, înseamnă să-i dai un moment de respiro corpului, minții tale și să nu te mai gândești la toate problemele cotidiene. Și asta te poate ajuta să-ți regrezi respirația și să poți să înveți cumva să ai control asupra minții tale și asupra reacției pe care o ai atunci când ai un gând nepotrivit sau ai momente de frică, de incertitudini, indiferent ceea ce este, ce te declanșează pe tine. De exemplu, în cazul meu, în momentul în care fac baie, încerc să-mi golesc mintea cât de mult pot eu și să mă concentrez asupra respirației mele. Sau dacă auzi un pic în apă, chiar și ăla poate să funcționeze. Ideea este să-ți concentrezi mintea pe ceva ce nu-ți generează niciun fel de emoție și să o lași să se odihnească. Și asta te poate ajuta foarte, foarte mult. Pare stupid, cel puțin pentru mine, părea stupid, nu știu cum pare pentru voi, dar mie mi se păreau niște abureli, dar chiar funcționează. Sincer, chiar funcționează. Chiar dacă faci asta pentru 5 minute, te ajută. Chiar și momentul ăla de 5 minute în care pui pauză creierului tău, îl ajută să se refacă. Și te ajută pe viitor, în momentul în care ai un atac de anxietate. Te ajută să ai control asupra situației mele, pentru că ți-ai antrenat mintea să facă asta și te poți concentra asupra altui lucru, nu asupra fricii pe care o simți în momentul acela. Un alt lucru care are foarte mult de a face cu anxietatea și cu atacurile de panică este somnul. Dar asta la fel, în momentul în care lucrezi, în momentul în care ai copii, este foarte, foarte greu de obținut. Extrem de greu de obținut. Cel puțin în cazul meu, eu chiar și acum, deși am un copil de aproape 3 ani și unul de 6 ani, eu nu pot să zic că dorm în fiecare noapte. Cred că noapte întreagă de somn nu se întâmplă poate odată la 2 luni. Pentru că așa sunt copiii mei. Nu au un orar de somn, dar din păcate nu-l prea respectă, ca să zic așa. Și cred că asta s-a agravat mai mult în ultimul timp din cauza pandemiei și școlile închise și copiii ținuți foarte mult în casă. Pentru că în funcție de unde te-ai aflat, în momentul în care toată această treabă s-a întâmplat, noi eram în Spania, unde chiar n-aveai voie să ieși absolut niciunde. Și din momentul acela multe lucruri s-au schimbat. În fine, ideea este că de multe ori nu putem să facem acest... Nu putem să avem grijă de somn așa cum ne-am dorit. Dar este indicat să încercăm, chiar și somnul acela puțin pe care îl avem, să încercăm să-l avem de calitate și dacă nu avem suficient somn, să încercăm să ajutăm corpul prin suplimente alimentare, să aibă toți nutrienții de care are nevoie, ca el să nu aibă de suferit și să-i dăm energia de care are nevoie, fără să așteptăm momentul în care el ne cere zahăr sau în care... Pentru că și zahărul în corp, ăsta este unul dintre motivele pe care le-am trecut pe listă. Am observat că în momentul în care îi dau foarte mult zahăr, iar mai apoi nu îi dau zahăr și îl trec prin aceste schimbări, au foarte mult de a face cu schimbările acestea de, nu știu cum să zic eu, nu emoționale. Toate aceste schimbări pe care le simți din punct de vedere al minții, ca să zic așa, momente de ba ești bucuros, ba ești supărat, pentru că astea sunt schimbări pe care le simți tot timpul când suferi de această boală. Ai schimbări din acestea non-stop. Cred că nu există zi în care să zică vai, toată ziua am fost foarte optimistă și m-am simțit foarte bine. Sunt foarte rare aceste cazuri. Pentru că așa este. Este practic tot ceea ce există în corpul tău chimic vorbind, nu e la același nivel în fiecare zi și non-stop 24-24 niciodată din cauza acestei boli. Este ceva ce asta e, n-avem ce să facem. Asta este situația. Dar fiind conștienți de aceste lucruri și având câteva puncte pe care să putem pune accentul, ne poate ajuta să avem noi controlul asupra situației și dacă am făcut ceva, de exemplu, am mâncat foarte mult zahăr într-o zi, să știm la ce să ne așteptăm. Pe mine, cel puțin, să știu la ce să mă aștept, mă ajută foarte mult să dețin controlul asupra situației. Pentru mine este vital. Și eu am observat acest lucru, că în momentul în care îi dau foarte mult zahăr, îmi cere mai mult zahăr. Eu am problema aceasta cu zahărul.
Și în momentul în care să zicem că zic gata, de mâine nu mai mănânc, am mâncat astăzi, de mâine nu mai mănânc, în momentul în care nu mai dau, nu-i mai dau și îl trec iarăși pe zero, am o cădere foarte mare, emoțional vorbind, așa, mental vorbind. Merge în strânsă legătură, pentru că totul este un proces chimic în corpul nostru. Asta este realitatea. Cât de stupid ar suna, că am anxietate din cauza consumului de zahăr, așa este. Influențează foarte, foarte, foarte mult acest lucru. Un alt lucru care am observat că funcționează. Eu v-am spus, eu sunt o persoană care sunt oarecum, am nevoie aceasta de control la un anumit nivel. Nu obsesiv vorbind, dar am nevoie să dețin cât de cât controlul asupra a ceea ce se întâmplă în viața mea. Nu sunt genul acela de persoană care ia, mă, du, mă, fă ce vrei, că nu mă interesează. Nu. Am nevoie să am cât de cât o structură. Și am observat că ce poate ajuta cu anxietatea și ce influențează, de fapt, anxietatea este lipsa unui program. Ca și în cazul copiilor, este nevoie de oarecare structură în funcție de ce personalitate ai. Eu vă spun din punctul meu de vedere, pentru că poate nu este și cazul vostru, poate nu v-ar ajuta și nu vă influențează foarte mult acest aspect. Dar în cazul meu, pe mine mă dă foarte mult cu roțile în sus, ca să zic așa, în momentul în care se întâmplă lucruri de la care eu nu mă aștept. Sau în momentul în care am mai multe lucruri de făcut sau îmi doresc să fac anumite lucruri la un anumit nivel și nu reușesc să fac asta pentru că nu am cât de cât, cum să zic eu, un program făcut. În momentul în care îți faci un program și în momentul în care faci programul, îți dai seama dacă el este prea încărcat sau nu. Nu este suficient să am minunat să fac aia. Nu le poți pune neapărat pe timp să-ți dai seama dacă poți să faci toate acele lucruri în acea zi și poți ajunge să fii dezamăgit sau să te simți copleșit sau să încerci să le faci pe toate și să nu le mai faci suficient de bine și să nu mai fii mulțumit și asta să-ți dea la rândul lui o altă anxietate în plus. Și atunci, cred că cel mai bine este să punem pe hârtie, pe mine mă ajută asta foarte mult, și atunci poți să-ți dai seama în timp dacă chiar poți să faci acele lucruri și să nu-ți încarci programul mult prea mult. Pentru că, știind că suferi de anxietate, dacă ți-l încarci prea mult, indiferent cât de mult ai vrea tu să faci lucrurile acelea, dacă vrei neapărat să le faci pe toate perfect, nu vei reuși să le faci pe toate și numai din cauza faptului că dacă ai trecut peste un simplu mic detaliu, te vei concentra asupra ceea ce ai omis toată ziua, nemai făcând nimic din ceea ce faci în continuare bine. Încercând să le faci pe toate, vei omite lucruri, vei uita lucruri, va deveni un haos și până la finalul zilei vei simți că nici n-ai făcut nimic, nici ceea ce ai făcut nu ai făcut așa cum îți doreai și îți va da o senzație de anxietate care se va acumula cu tot ceea ce mai trebuie să faci mâine și tot așa și tot așa și este foarte greu să ieși din acest ciclu. Pe mine asta e ce mă ajută foarte mult. Liste și să-mi dau seama ce anume pot să fac în timpul ăla. Și pe lângă asta, dacă poți să pui în programul tău 10 minute, 20 de minute, jumătate de oră, nu știu, cât poți tu, indiferent cât de puțin, și 5 minute în care să faci ceva ce ție îți face plăcere, indiferent cât de mic ar fi, te va ajuta enorm de mult. Vei deveni mai pozitiv. Știu că par lucruri foarte mici și par stupide, pentru că cel puțin pentru mine păreau extrem de stupide. Eu nu am în seamă chestiile astea, mi se păreau efectiv niște tâmpenii pentru oamenii care n-au ce să facă cu timpul lor. Dar nu este așa. Chiar influențează foarte mult. Influențează foarte, foarte mult. Și structura și tot acest control pe care îl deții și numai asupra programului tău, într-un atac de anxietate, poate să te ajute foarte mult. Pentru că tu deții controlul totuși a ceva și asta poate să fie o piatră de plecare, ca să zic așa. Un alt lucru având în vedere situația în care ne aflăm acum cu acest virus și cu tot ceea ce se aude la televizor, cred că unul dintre lucrurile care ar trebui schimbate, cel puțin în cazul meu a funcționat, este să încercăm să nu ne mai uităm atât de mult la știri. Știu că informația este putere și tot ce vreți voi, dar informația poți să o primești din foarte multe surse și felul în care o gestionezi poate fi strâns influențat de cine dă vestea, cum o dă și ce ți se induce. Și părerea mea că știrile sunt făcute efectiv să te acapareze prin felul ăsta, prin a fi foarte negativiști, prin a pune foarte mult rău în față și a da detalii care nu sunt neapărat folositoare, în sensul că nu sunt constructive, sunt inutile și nu ne ajută la nimic. Așa că cred că ar trebui să încercăm să lăsăm veștile să ajungă la noi, pentru că ce este important oricum va ajunge la urechile noastre și să încercăm să le trecem întâi prin filtrul nostru, care să ne dea oarecum control asupra situației. Eu asta încerc să fac. Încerc să nu ascult nimic decât esențialul și să încerc să mă gândesc eu întâi cum văd eu situația și cum cred eu că ar trebui gestionată și mai apoi să încerc să descoper mai multe lucruri care să nu mă mai ducă atât de mult în eroare. Poate este doar ceva personal și poate este ceva ce mă afectează doar pe mine, dar de când a început toată treaba asta, aceasta cu virusul în special, pentru că până atunci nici nu cred că a fost eu prea concentrată foarte mult pe știri. Da, mă uitam, dar nu pot să zic că mă uitam foarte mult. Am observat că perioada în care mă uitam extrem de mult mi-a generat foarte multe anxietăți, nu neapărat legate de virus în special, cât
tot ce se poate întâmpla din cauza gestionării foarte proaste a pandemiei. Și atunci, toate aceste lucruri, în funcție de care este felul tău de a gândi, poate să ducă către anxietăți. Așa că cred că asta ar fi o idee bună. Pentru că, din păcate, îmi pare rău, dar nu sunt strict informative. Știrile sunt foarte influențabile și ei, la rândul lor, sunt influențați să influențeze pe mai departe. Eu una nu sunt de acord cu asta. Cred că putem să ne obținem știrile pe internet, pur și simplu, printr-un articol care nu este neapărat făcut ca o piesă de teatru și cu imagini care să ne ducă într-o anumită direcție. Am să vă vorbesc acum despre ceva ce eu personal nu am testat, nu știu, dar pentru cei care suferă, pentru că sunt care au atacuri de panică la un așa nivel încât efectiv nu mai pot să duc o viață normală, nu mai pot să meargă la un serviciu normal, nu mai pot să aibă o viață normală la modul general. Și sunt care suferă de asta, sunt foarte mulți oameni care suferă de acest lucru și la un nivel greu de suportat. Ce am auzit, eu nu am testat, am spus nu știu, dar informativ, pentru că poate nu știți și poate sunteți într-o situație de genul acesta și vreți să cercetați voi pe mai departe, eu nu mă aflu într-o situație în care să iau așa ceva în calcul, dar este vorba despre uleiul de CBD. Este un ulei care are anumiți compuși în el, care te pot ajuta cu insomnia, cu momentele în care trebuie să te destresezi, în care suferi de foarte multe episoade din acestea de-a lungul unei zile și la finalul zilei este indicat, nici măcar nu știu cum se folosește, sinceră să fiu, dar știu că poate ajuta foarte mult, așa că este o opțiune pe care o puteți lua în calcul în cazul în care ați ajuns la un nivel la care chiar simțiți că ați pierdut controlul asupra situației. Este ceva despre care merită să întrebați medicul vostru. Poate fi o opțiune. Există foarte multe cazuri care au funcționat și în cazul pacienților care suferă de cancer sau de dureri cronice, în fine. Poate ajuta. Am zis că să pun și asta aici pentru cei care sunt interesați. În cazul meu, slavă Domnului, nu am ajuns la asemenea nivel în care să am nevoie de așa ceva. Deocamdată ne bazăm pe alimentație, pe sport și pe tot ceea ce pot eu să controlez în momentul ăsta. Și există perioade și mai bune și perioade mai rele. Trebuie să înțelegeți și asta că nu vreau să fiu acum pesimistă, dar din punctul meu de vedere și experiența mea, nu cred că pot să mai spui că poți să trăiești fără grija acestei boli niciodată și cred că este o greșeală. Eu cred că ar trebui să o privim ca pe o binecuvântare într-un fel sau altul, pentru că suntem împinși cumva către aduce o viață mai sănătoasă, pentru că până la urmă nu trebuie să faci nimic nesănătos, tot ceea ce faci în legătură cu acest lucru este să trăiești cât mai aproape de o viață cât mai sănătoasă. Cam asta este ce am avut eu să vă spun în vlogul ăsta. Sper ca informațiile mele să vă fie de ajutor. Dacă v-a plăcut acest vlog, vă rog frumos să-mi dați un like, să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o deja și dacă aveți întrebări legate de orice din ce am vorbit sau aveți întrebări legate de lucruri despre care nici măcar nu am pomenit, pentru că poate nu m-am gândit să dezvolt un anumit subiect, aștept întrebările voastre în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc dacă m-ați urmărit până acum, vă mulțumesc tuturor celor care ați apăsat butonul de subscribe în ultima perioadă, pentru că vă strângeți tot mai mulți în fiecare zi și mă bucur foarte mult să creăm această comunitate care sper să ajute cât mai multe persoane. Ne vedem la următorul vlog! Can we stay high?